291 de elevi din România calificați la etapa națională și 136 de profesori, coordonatori și însoțitori și membrii componenței Comisiei Centrale. Dragi elevi, distinși colegi, coordonatori, arbitri, profesori din Comisia Centrală, stimați invitați, stimați colaboratori, dragi sponsori, cu deosebită onoare vă urăm un bun venit în municipiul Piatra Neamț, capitala dezbaterilor academice și în anul 2022, într-un timp al bucuriilor solare și al recunoștinței. Se pare că emoțiile Mariei s-au transmis și la mine și la dumneavoastră, cred, pentru că este un moment important pentru județul Neamț, participarea dumneavoastră aici și vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, dragi elevi, încep prin a ura oaspeților noștri bun venit în Piatra Neamț, bun venit în județul Neamț. Este o onoare pentru mine să particip la deschiderea acestui eveniment important, devenit tradiție pentru județul Neamț. Vreau să felicit Inspectoratul Școlar Județean Neamț, pe doamna Inspector General Florentina Luca Moise, pentru faptul că a susținut organizarea unei noi ediții. Bună ziua tuturor! Vă rog să primiți prin prezența vicepreședintelui și administratorului public salutul de bun venit din partea președintelui Consiliului Județean Neamț, care este și gazda acestui eveniment alături de echipa Inspectoratului Școlar Județean. Bun venit în Ținutul lui Creangă, bun venit foarte aproape de poalele Muntelui Ceaglău, Muntele Sacru, Muntelui Zamolse, zeul suprem al dacilor. Școala trebuie să promoveze competențele sufletești, competențele emoționale ale copilului, pentru că de aici vine vocația lui. Și aș încheia, să nu intru prea mult în detalii, spunându-vă două versuri pe care autorul le-a intitulat sugestiv Drum Crucial. Pe scara sufletului meu m-am întâlnit cu bunul Dumnezeu. Eu coboram mâhnit din conștiința mea, iar El urca surzător spre ea. Și ne-am oprit la jumătatea scării, încrucișându-ne în clipa întâmpinării săgețile pelechilor de ochi, ca de obicei. Ah, ochii Lui cum seamănă cu ochii mei. Pe scara sufletului meu m-am întâlnit din nou cu Dumnezeu. El cobora solemn din conștiința mea, iar eu urcam surzător spre ea. Ion Minulescu. Inspirație și bucurie în aceste zile. Bună dimineața tuturor, dragilor! Mă bucur foarte mult să văd sala asta, mai frumoasă ca oricând, cu voi, cu tineri frumoși și deștepți aici. Și sunt mândru că Piatra Neamț găzduiește anul acesta Olimpiada Națională de Gândire Critică, Dezbatere și Argumentare. Vă doresc și îmi doresc ca experiența voastră la Piatra Neamț să fie una nemaipomenită și să vă readucă cu drag, fie ca turiști, fie ca trecători, dar poate chiar, și m-aș bucura să rețineți invitația mea, de a vă gândi atunci când vă veți gândi să vă întâlniți o familie, să vă stabiliți aici. Pentru că Piatra Neamț este un oraș care vreau să atragă tinerii și să atragă tinerii inteligenți care generează valoare adăugată. Dirigintele meu în liceu începea fiecare lecție cu următorul apelativ. Haideți copii frumoși și deștepți să facem o lecție frumoasă. Vă doresc o săptămână frumoasă, de dezbateri frumoase, de dezbateri care să vă stimuleze, să vă facă și mai creativi, să vă atingeți potențialul maxim. Un concurs, o competiție care a demarat în 2010 la inițiativa ministrului de atunci de a introduce în sistemul de învățământ
această competiție de dezbateri. Ea a evoluat până în 2016 ca și concurs național pentru începători. Și pentru că în 2016 a ajunsese la o anumită maturitate, nevoia în sistem a fost de creștere și de trecere la un alt format, acela pe care îl avem astăzi, de Olimpiadă Națională. Nu contează înălțimea, ci contează istețimea. Bine v-am găsit și regăsit. Într-adevăr, sunt binecuvântată. Și mă aflu pe un tărâm binecuvântat. Iar drumul crucial își spune cuvântul. Ce pot să mai spun? Emoțiile sunt pur și simplu covârșitoare. Dar aș vrea să vă împărtășesc un citat pe care îl găsesc absolut perfect pentru ceea ce facem noi aici. Nu-ți ridica vocea, ci întărește-ți argumentul.